Orașul Frasin va avea o casă de cultură modernă, acesta fiind un proiect extrem de important pentru localitate. Primarul orașului Frasin, Marinel Balan, a ținut să precizeze că a luptat extrem de mult pentru acest proiect, care astăzi a devenit realitate. Lucrările au început după o slujbă religioasă de binecuvântare oficiată de preoții din oraș. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai făcut toate cu cuvântul Tău și cu înțelepciunea Ta ai rânduit pe om să stăpânească peste zidirile cele făcute de Tine, luând aminte cu înțelegere și supunele la rânduiala înțelepciunii pe care ne-ai descoperit-o nouă, căci toată înțelepciunea din viac se revarsă de la Tine, Dumnezeul nostru. Primarul Marinel Bălan a mulțumit tuturor celor care au contribuit la obținerea de fonduri pentru această investiție. În calitate de primar al acestei localități, sunt mândru să mă aflu astăzi în acest loc. În acest loc unde, iată, au început lucrările pentru edificarea unui obiectiv important care se numește Casa de Cultură. A fost o dorință personală, o dorință pe care, iată, astăzi am văzut-o împlinită. Și am să vă spun de unde vine această dorință. Încă din primul mandat primeam telefoane din diferite colțuri ale țării prin care unii șefi de ansambluri își exprimau disponibilitatea să vină în localitatea noastră pentru a desfășura diferite activități culturale. Să știți că nu mi-a fost simplu în calitate de primar să le răspund că orașul Frasin nu are casă de cultură, nu are un cămin cultural. Era o rușine pentru mine, cu toate că nu eram cu nimic vinovat. Și atunci, împreună cu viceprimarul Rodica Dobre, am luat hotărârea ca primul proiect pe care îl vom demara să fie edificarea unei case de cultură în orașul Frasin. Când îți dorești ceva și vrei cu adevărat, să știți că se poate. Și toate. Și totuși. Poate că nu ar fi fost posibil ducerea acestui proiect la bun sfârșit dacă nu ar fi fost lângă mine oameni care să mă ajute. Oameni care să-mi fie alături și la bine și la greu. Unul din acești oameni cu care am păstrat permanent legătura și m-a ajutat a fost însuși președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, pentru care îi mulțumesc. Nu poate fi prezent astăzi aici. Îi pare rău, dar a trimis reprezentanța ai Consiliului Județean Suceava. El este astăzi la București, pentru că știți foarte bine, prin funcția înaltă pe care o are, are o mulțime de treabă. Este prezent la constituirea noului guvern. Poate că este mult de spus pentru ajutorul primit din partea domnului președinte Flutur, din partea aparatului său de specialitate al Consiliului Județean Suceava. Ar însemna ca firma de construcții să nu mai lucreze astăzi. Dar totuși, nu pot să trec cu vederea să spun locuitorilor din localitatea Frasin că Frasinul astăzi are proiecte ce nu a avut Frasinul niciodată. La eveniment au participat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, consilierul județean, Gheorghe Niță, primari, consilieri și cadre didactice.
Este un moment important pentru comunitate și pentru județ. Iată, demarează lucrările la o casă de cultură. Este important acest lucru pentru că, iată, în anul Ciprian Porumbescu, asistăm pe lângă la investițiile care se fac în infrastructura rutieră sau în infrastructura apă canal, primarii reușesc să pună în proiect și să demareze lucrările pentru investiții culturale. O casă de cultură așteptată în primul rând de locuitorii orașului Frasel, dar este și o casă de cultură care va permite punerea pe hartă undeva mult mai sus a orașului Frasel. Și este un lucru pe care îl merită toți locuitorii acestui oraș și îl merită, bineînțeles, și echipa care se află în conducere a primăriei în frunte cu domnul primar Balan. Frasinul se află în inima Bucovinei și dacă vorbim despre infrastructură, să nu uităm că de Frasin, sau când vorbim de Frasin, vorbim și despre ruta ocolitoare care va permite decongestionarea traficului prin gura Humorului și este iarăși un lucru foarte bun. Dacă vorbim de Frasin, vorbim și despre contribuția Frasinului la promovarea turistică a Bucovinei și spun asta în contextul în care chiar ieri Ministerul Antreprenoriatului și Turismului emitea avizul de funcționare a OMD-ului regional Bucovina, o asociere în care intră toate stațiunile turistice, cele 25 împreună cu alte localități, într-o asociere care, spunem noi, va însemna foarte mult pentru turism. Suntem într-o zi în care soarele și ambientul și mediul este foarte bun pentru muncă. Nu vrem să stăm mult aici ca să dăm posibilitate constructorilor să treacă la treabă și gândul meu către constructor este ceva de genul că, să știți, domnule primar, noi suntem pregătiți să venim cu un eveniment pe care să-l desfășurăm la această casă de cultură în anul Ciprian Porumbescu. Mi-aș dori foarte mult lucrul ăsta, asta înseamnă că Crăciunul, să spun, haide să spunem anul nou, vom putea să venim aici să facem un eveniment în anul Ciprian Porumbescu la Casa de Cultură din Frasel. Mă bucur că sunteți în număr mare și merită acest lucru. Sunteți localnici, sprijiniți această echipă frumoasă a Consiliului Local Frasel, cu primar, cu viceconsilieri, care sunt de apreciat pentru că împreună cu primarul fac lucruri frumoase în localitatea dumneavoastră. Foarte frumos din partea domnului Marinel, pentru că îl știu, un om destoinic, a făcut mult pentru localitatea noastră în timp și îl cunosc foarte bine înainte de a fi primar. Ce vreau să vă spun, că tot ce se face în ziua de astăzi este foarte bine făcut și bine văzut, pentru că în momentul când ai credință, totul se va duce bine până la sfârșit. Și asta datorită faptului că Suceava, Bucovina, are oameni care cred în Dumnezeu și cu ajutorul Lui ducem și vom face cât mai multe lucruri posibile pentru localitate și pentru localnici. Vă mulțumim, dragi și sfinți părinți, pentru binecuvântarea acestui nou edificiu. Cuvintele colegilor mei cred că sunt suficiente. Eu doar să vă felicit, domnule primar, să vă doresc succes dumneavoastră și echipei dumneavoastră, concetățenilor mei din acest județ, pentru că județul Suceava este o cetate în care locuim cu toții, binecuvântată de bunul Dumnezeu și mă consider concetățean cu dumneavoastră. Vă doresc dumneavoastră multă sănătate, să vă bucurați de ceea ce astăzi înseamnă un proiect la început, să vă bucurați de această casă de cultură pe care chiar și eu pentru dumneavoastră mi-o doresc, pentru că mi-amintesc din copilăria mea, din anii mei de școală, din anii mei de tinerețe și apoi de toată viața, casa de cultură reprezintă un reper pentru fiecare dintre noi. Și mă bucur că acum, așa cum domnul primar și-a dorit și a spus că e un proiect de suflet, măcar acum o veți avea, să vă bucurați aici de evenimente frumoase, să vă bucurați aici împreună cu familiile, cu domniile voastre și poate cu echipele lărgite, cu primăria, să fie un proiect de bun augur pentru cele ce vor urma.
vă doresc tuturor sănătate, iar dumneavoastră, constructorilor, vă doresc să vă îndepliniți la timp, în bune condiții și în, așa cum v-ați propus realizarea acestui proiect. Toate cele bune tuturor!